A trecut un an de când a căzut cortina, iar draga olteanu Matei joacă pe scena infinitului. Alături de Amza Pelea, Puiu Călinescu, Vladimir Găitan, Dem Rădulescu, Nicu Constantin, încet, dar sigur. Trupa de aur a Teatrului Românesc se mută, dincolo. Un an în care la neamț s-a așternut tăcerea, fără aplauze, fără onoruri, fără autorități cu mâna în dreptul inimii, fără armata de spectatori care așteaptă o glumă, un zâmbet, o grimasă, ceva. Ora 15, cimitirul Eternitatea. O mână de oameni dea până amintiri în timp ce mănâncă colac și beau șampanie. Așa a fost ordinul, fără lacrimi, la un pahar de șampanie, ca la repetiții. N-am mai făcut teatru pentru că nu se simțea bine după moartea domnului. Ea n-a fost deloc fericită și atunci am sperit toată trupa, să știți. Dar nu o să uităm niciodată și absolut orice fel de eveniment care l-am petrecut împreună, o să ne aducem aminte și o să-l sărbătorim cu toții. Covorul de frunze foșnește sub bocanci și amintirile unui noiembrie însorit revin. După un an, fastuosul a dispărut și a rămas doar o mână de prieteni care recită și povestesc lângă lespedea rece. Suntem triști, dar pe de altă parte trebuie să fim și bucuroși că am avut-o între noi atâția ani, ne-a bucurat cu multe, multe lucruri. Eu personal trebuie să-i mulțumesc pentru foarte multe lucruri. Datorită doamnei dragă olteanu Matei, noi am salvat la Fălticeni o casă de cultură și am transformat-o în Centru Cultural Birlic, Grigore Vasiliu Birlic, și am organizat și un festival timp de 10 ediții. Anul acesta a fost a 11-a ediție, din păcate ea n-a mai venit la ediția aceasta, dar am organizat și o sală de teatru. Fălticeni are singura sală din țară care poartă numele Draga olteanu Matei, și un festival de film, film documentar și scurtmetraj, care se numește Draga Film Fest și a fost anul acesta în luna august, sfârșitul lunii august, împreună cu Festivalul Birlic și Draga Film Fest. A fost o bucurie de fiecare dată când ne întâlneam și de aceea astăzi am considerat să-i respectăm și o dorință, pe lângă slujba obișnuită pe care am făcut-o cu colivă și cu toate cele ale bisericii. I-a zis să nu luați un pahar de vin, ci să luați o șampanie. Evident că și șampanie este un vin îmbunătățit, un vin nobil, și de aceea am făcut și această pomană. Și acum urmează, după slujba de pomenire, zic eu, un moment de amintire, actorii trupei de teatru a doamnei Draga pregătesc ceva și eu am o cărticică din care am să citesc și eu în memoria ei. Am început să realizez că dincolo probabil nu o să fie așa de rău. Dacă o să fie și Draga, poate facem și o repetiție, mai o premieră poate sau cine știe, și m-am gândit la atâția oameni buni care sunt în altă parte. Vânsa sub flori acolo are o întrebare. De ce? Întrebare la care m-a macinat și pe mine mai mult în ultima perioadă, de când cu întrebările esențiale despre viață, și am găsit, sincer vreau să vă spun azi o bucățică dintr-o piesă, rolul lui Panait, un monolog, o discuție cu Milică, care ar fi stănit multe zâmbete și ar fi fost poate mai interesant. Am găsit în schimb zilele astea, am primit o poezie pe WhatsApp a unui poet local, din câte am înțeles, de care n-am auzit, spre rușinea mea, și o poezie care mie mi-a umplut sufletul și mi-a lămurit o parte din întrebarea de ce. Și am să vă zic, fără să o recit, fără să fie mare, pentru că poezia o să o ascultiți. Taina smereniei se cheamă. Smerit e omul care nu se așteaptă să fie iubit, pentru că el
nu se așteaptă niciodată să primească ceva de la viață. În rest, a fost Chirița, iar acum sunt doar amintirile.